Am revenit și vă invităm la Rock, Seventh Boulevard, adică Radu, Teo, Mișu și Cristi își lansează albumul de debut în câteva zile. Partea a doua, căci prima a ajuns la fani în decembrie. Trupa de rock alternativ s-a înființat în 2019 și a făcut treabă bună, foarte bună. Și aș sublinia ceva, compozițiile sunt proprii. Colega noastră, Raluca Bădica, a mers în vizită la studioul băieților care se pregătesc pentru concert. Am zărit ochii tăi, suaf Prometeu, prin melanjul de beznă și nenoroc. Dragul, suntem la voi în studioul de repetiții. Urmează un eveniment foarte important pentru noi. Pe 10 februarie vom avea lansarea albumului nostru de debut, intitulat Metropolis Sanity, volumul 1. Voi cântați împreună de cât timp? Cântăm împreună din 2015, dacă nu mă înșel. Asta înseamnă aproape 8 ani. O să auzim piese în prima audiție, da? Da. O să cântăm toate cele 9 piese de pe volumul 1 al albumului și o să fie și cu party, cu cocktail party după, cu meet and greet. Din 2019 se tot lucrează, au fost ceva piese în bucătărie, să spun așa. Am venit eu acum 10 luni, am venit cu ceva aer proaspăt și drive, că astea cumva mă definesc. Mai merită sau nu să investești într-o trupă rock, ținând cont de genurile care se ascultă, care sunt în trend? Poate sunt mai idealist, nu știu, dar eu cred că rock-ul nu o să moară niciodată. Rock-ul, să știi că în continuare e foarte ascultat. Există festivaluri de rock, există ascultători. Poate că nu mai este atât de mainstream cum era poate în anii 80, în anii 90. Tot din viața voastră vă inspirați și voi când scrieți, adică tot din trăirile voastre sau la rock e altfel? Aș spune că este o combinație de elemente. Poate să fie lucruri care țin de viața noastră sau pot fi strict imaginație, creativitate, lucruri care ne inspiră și din exterior, nu doar din interior. Vă așteptăm și în platou cât de curând, așadar, pe acești minunați băieți, vedeți pe 10 februarie, da? Intrați pe paginile lor de socializare. Așa că la revedere, vă pup! Tu ești ferit, ești al meu Prometeu, universul meu arde, iar tu ești foc, ce mai e de făcut? Când focul naște fum.